Sfântul Ilie este pomenit în data de 20 iulie în fiecare an, fiind celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme secetoasă. Sfântul și Marele Proroc Ilie a primit de la Dumnezeu darul de a deschide și închide cerurile. În această zi, peste 150.000 de români își sărbătoresc onomastica. Ilie, care în limba română înseamnă al cărui Dumnezeu el este, a fost un proroc evreu menționat în a treia carte a regilor din Vechiul Testament. Sfântul Ilie s-a născut cu peste 300 de ani înainte de Hristos, în ținutul Tesve, într-o familie de preoți. Tradiția spune că, din porunca lui Dumnezeu, prorocul a părăsit ținutul lui Israel îmbrăcat în piele de vițel și s-a dus la râul aflat dincolo de Iordan, unde a stat în casa unei văduve sărace care primi plata ospitalității sale prin faptul că, pe toată perioada secetei, covata cu făină și ulei nu-i se mai goli. După câteva zile de ședere în casa acestei văduve, fiul acesteia muri, iar femeia, în durerea ei, îl acuză pe Sfântul Ilie că ar fi adus necazul asupra casei sale. Sfântul Ilie îl luă pe copil și după ce suflă de trei ori asupra lui, tânărul a revenit la viață, Sfântul profețind prin acest lucru învierea morților. Sfântul Proroc Ilie a fost ridicat la cer pe o căruță de foc trasă de cai. Oamenii spun că atunci când se întâmplă fenomene meteorologice extreme, Ilie traversează cerul cu căruța lui de foc. Biserica îl cunoaște sub numele de Sfântul Mare Proroc Ilie Tezviteanul. În România, peste 150.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ilie.